Calculul majorării de întârziere reprezintă penalitatea calculată de sistem pentru perioadele de raportare închise. Pentru a genera raportul, avem nevoie de numărul de identificare pe care îl găsim în raportul contul curent detaliat în rubrica Numărul de identificare. Copiem numărul de identificare și generăm raportul. Raportul calculul majorării de întârziere poate fi generat nemijlocit și din raportul contul curent detaliat prin clic pe linkul ce corespunde numărului de identificare. Calculul majorării de întârziere se fixează odată cu închiderea perioadei de raportare. De aceea, în titlul raportului avem indicată ultima zi a lunii pentru care se realizează calculul penalității. Antetul raportului conține date de identificare a contribuabilului și a obligației fiscale. Majorarea de întârziere se calculează pentru perioada de timp care începe după scadența plății de bază și care se încheie în ziua plății ei efective sau cu data stingerei stabilită de legislația fiscală în funcție de modul de stingere a obligației fiscale. Baza de calcul reprezintă valoarea neachitată a plății de bază sau valoarea recalculată a plății de bază, soldul debitor. Rubrica Perioada cu delimitările de la și până la reprezintă perioada pentru care a fost calculată majorarea de întârziere din cadrul lunii respective, pe parcursul căreia au fost admise restanțe față de buget. Raportul de calculare a penalității poate fi accesat de către contribuabil nu doar pentru a verifica și cunoaște indicatorii în baza cărora a fost calculată majorarea de întârziere, dar și pentru a înregistra apariția acestor obligațiuni suplimentare. Sistemul continuă calcularea majorării de întârziere și pe parcursul perioadei deschise. Calculul în perioada deschisă nu poate fi accesat din interfață, ci doar vizualizat în contul curent detaliat la rubrica Majorare de întârziere. Cota zilnică a majorării de întârziere pentru obligațiile aferente bugetului de stat și bugetelor administrativ-teritoriale se stabilește conform codului fiscal și constituie pentru a anul 2014, 200 timp de procente pentru fiecare zi de întârziere. Majorarea de întârziere reprezintă produsul în dintre cuantumul plății de bază nestins în termenul stabilit, numărul de zile întârziate și cota zilnică a majorării de întârziere. Sistemul nu calculează majorarea de întârziere pentru plățile de bază aferente bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceste date se reflectă în temeiul informațiilor transmise în mod electronic de către Casa Națională de Asigurări Sociale.